Credincioșii din Roman se pot închina la moaștele Sfântului Nicolae în biserica ce-i poartă hramul din oraș. Racla cu Sfintele Odoare a fost depusă aici joi seară, după ce dimineața a ajuns la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. Delegația care a însoțit moaștele Sfântului Nicolae a fost întâmpinată de credincioși, preoți și diaconi, care împreună le-au purtat în procesiune în jurul Catedralei Sfânta Cuvioasă Parascheva. Înalpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit apoi slujba acatistului Sfântului Nicolae. Iată că pacea vine de la Dumnezeu prin această mână binecuvântată a Sfântului Ierarhul Nicolae, care în mod istoric vine pentru prima dată în inima Moldovei. Astăzi, iubiții mei, cred că se petrece o minune. Pentru faptul că minunea este aceea că Dumnezeu este minunat pentru Sfinții Săi și comuniunea Sfinților pentru noi se face astăzi în mod desăvârșit. Pentru faptul că mâna Sfântului Ierarh Nicolae își dă mâna cu Sfânta Cuvioasă Parascheva din această catedrală închinată ei. Racla cu moaștele Sfântului Nicolae a fost adusă în Eparhia Romanului și Bacăului din București de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Aceasta a fost însoțită de parohul bisericii, Părintele Emil Nedelea Cărămizaru. Și băcăoanii au avut ocazia să se închine la racla cu moaștele Sfântului Nicolae, care a stat 3 zile la biserica ce-i poartă hramul din oraș. Sfintele Odoare vor rămâne în Eparhia Romanului și Bacăului până duminică.